Yeah. La Narcis? Băi, am rezolvat. Nu sunt. Fede, următorul părinte tocmai de departe, de departe, Mr. Caru Vasile. Vasile, să trăiești. Asta este pentru tine. Ca să ateste că ai 30 de ani de la terminare. Unde e? Doamnă, vă rog frumos, mă iertați că așa v-ați trimis să vedeți cu ce aveți bucură al perioadei. 21. 21? Hai. Vasile, vă rog. Doamne și domnilor, dragi colegi, cred că încă n-a sentimentul tuturor emoționat și vreau să vă spun că mi-a fost dor să vă văd. În permanență îmi treceau crâmpeie prin cap de tot ce am făcut, de toate nebuniile de la școală, începând cu sărit de gard și instrucție și înviorare și învățat și examene. Și vreau să zic că cei 3 ani ne-a format. Ne-a format nu numai din punct de vedere tehnic, dar ne-a format ca oameni. A fost cel mai bun training ca pentru noi. Când am terminat școala, tineri adulți, am pornit în viață. Și indiferent de ce a făcut fiecare, uite unde suntem acum. Unii foarte bine realizați, alții mai puțin. Din punct de vedere a viaței. Ce vreau să zic eu, că relația mea cu Tarom nu a durat decât câteva luni. Din septembrie până în februarie. Și eu tot pe la ușa generalului Pui am fost până când mi-a aprobat un transfer din cauza că nu putea să-mi dea o casă. Eu n-am găsit pe nimeni din București. Am găsit fără casă. Dar mi-am găsit la media. Te-ai întors la media. Și m-am întors la media. O aveam, așa este. O aveam, da. Și m-am întors. Da, deci în februarie 1986 am primit transferul, m-am mutat la Mediaș. Eram deja căsătorit. Deci, în septembrie am terminat, sau am început lucru. În decembrie ne-am căsătorit cu Margareta, frumoasa mea. Și, da, m-am transferat, am lucrat la Gaz Metan. Gaz Metan Mediaș, am găsit o poziție de electromecanic la centrala telefonică, vreo 3 ani, după care am fost promovat la serviciu personal. Ce mă angajez? Făceam cărți de muncă. Dacă aveai spus ceva. Ceva. Mi-a plăcut. Dar oricum, am regretat și eu, după cum a zis Petcu, am regretat. Am avut momente de regret. Am avut tentative să mă întorc. Mi-aduc aminte, chiar în același an, în 1986, m-am întors. Sochir, că a fost cel care a venit din spate să vorbească cu mine. Și să-mi spună, băi, Vasile, nu știu dacă ai intenții să vii înapoi, nu te sfătuiesc, vezi de treabă, că nu e așa de bine. Și mi-a pierit chiar iarăși. N-ai vorbit cu Dumnezeu? N-am vorbit cu... Ai vorbit cu persoana... The right person. Da, și, anyway, a venit revoluția, am mai stat un pic, m-am hotărât să ne schimbăm viața și brusc, în 1993, am emigrat. Alță până în Canada. Greu. A fost foarte greu. Ai plecat de acasă, ai plecat de lângă prieteni, ai plecat de lângă familie. Dar a fost și aia o lecție pentru noi grea. Dar am învățat din ea și iată, sunt deja 22 de ani de când suntem acolo. Avem un băiat, Octavian, el avea 7 ani când am plecat de aici. Suntem stabiliți în Toronto, de fapt într-o orășel satelit, Pickering, lângă Toronto, 10 km.
făcut în Canada, am făcut de toate. Am fost șofer de trac, am fost chelner, am fost ziarist, adică nu, făceam delivery la ziare. La cel mai mare ziar din Toronto, Toronto Star. Dar eu făceam... Dar știam primul. Eram primul care citeam ziarul, la ora două. Până când am avut baftă să primesc, nu contract, am lucrat la Bombardier ca angajat full-time. Lucram, făceam, construiam Q400. Dar și lucram. X-Series. Da. După care am plecat de la Toronto, am lucrat 2 ani aproximativ la Montreal, mai exact la Mirabel. Mirabel. La Mirabel, dar ăștia construiau CRJ-700. Și mai târziu 900. Da. Am stat 2 ani până când, exact după ce au căzut turnul de la New York și au căzut contractele, nu mai avea nimeni nevoie avioane, plus instantaneu de ce am fost și m-am mutat înapoi la Toronto. Între timp mi-am deschis o companie de loc, agenție de turist și lucram și eu și Margareta când fiecare cum avea timp. Deci în momentul în care am terminat contractul de la Montreal, da? Am continuat dedicat full-time business. Am avut un office în Toronto, din 1996 am deschis compania și o avem și astăzi, doar că nu mai fac business-ul de la office din oraș, mi-am închis office-ul și real este acasă. Real estate? Oh, real estate-ul îl fac în paralel. Ah. Da, real estate-ul mi-am luat licență acum 4 ani și pe lângă treabă fac și real estate. Dar toate le fac de acasă. Am un office mare acasă și care este motivul să mai plătesc 1500 de dolari pe lună chirie când pot să-i bag în buzunar. Și am făcut un pic de economie că trebuia să vin aici. Da. Da. Vreau să vă zic că sunt atât de fericit că am venit. Îmi pare rău că n-am putut să vin la cealaltă. A fost o, cred că, timpul. A fost din timp, din foarte din scurt, dar și plus că aveam o vacanță, trebuia să plec, nu știu cum dar am venit acum, am primit filmulețele de la celelalte, de la cealaltă întâlnire, am primit și diploma. Da, mă bucur că sunt aici, vă iubesc și sper să Să vrei să mă A fost varianta, era un pic mai... Rece, muscați, muscați, fără pețe. Radu S. sau Ștefan Ion. Colegul. Da? Colegul. Asta am lucrat împreună la un